Astăzi, în primul rând, mulțumesc clujenilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Asistăm cu toții la consolidarea unei noi forțe politice în România. E un drum pe care l-am început împreună la alegerile europarlamentare și continuăm să facem pași în direcția pe care ne-am propus-o. Nu suntem nici pe departe la final de drum. Avem mult de muncit pentru a moderniza România. Nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor și simpatizanților noștri care au decis să nu stea deoparte, s-au implicat și muncesc în continuare și la ora asta până la final și protejează și verifică corectitudinea desfășurării procesului electoral. Noi suntem în continuare optimiști, dar cu siguranță, indiferent de rezultatul final, nu vom aborda acest rezultat ca pe o înfrângere, ci doar ca pe o provocare și o motivație suplimentară pentru a merge mai departe. Mulțumim mult!